În ultimul studiu, am văzut ce înseamnă cu adevărat pocăința. Înseamnă o întoarcere, o schimbare a minții în ce privește păcatul. Atitudinea noastră din tâi față de păcat a fost că noi l-am iubit și l-am tolerat, iar acum ne-am decis să ne întoarcem de la el. Nu spunem că l-am biruit, ci spunem doar că ne-am schimbat atitudinea față de el. De exemplu, dacă ai o problemă cu mânia ta, pocăința nu înseamnă că gata, te-ai oprit, nu te vei mânia din nou niciodată, ci înseamnă că nu vrei să te mai mâni din nou. Înseamnă să nu mai poftești cu ochii tăi din nou nu înseamnă că ai biruit. Este o mare diferență între pocăință și biruință. Pocăința este primul pas înspre biruință, dar nu este biruința. Noi trebuie să persistăm în a merge în această direcție. Această alegere constantă ne face puternici. De aceea, trebuie să avem o pocăință repetată. În Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3, Domnul vorbește prezbiterilor din cele șapte biserici. Aceștia sunt conducători și cinci din ei, împreună cu bisericile lor, erau așa de păcătoase încât Domnul le spune să se pocăiască, să ia cuvântul lui în serios și să se pocăiască ceea ce înseamnă să se întoarcă de la răul ce îl făceau. Erau lucruri în viețile lor ce nu îl glorificau pe Dumnezeu și Isus Hristos le-a arătat asta fiecăruia pentru a se întoarce de la ele. Domnul le-a spus, pocăiți-vă! Acele mesaje din Apocalipsa către creștini erau ultimele mesaje ale lui Isus către biserică. Deci, care este ultimul mesaj al lui Isus către biserica sa în cartea Apocalipsa? Pocăiți-vă și fiți biruitori. Acesta este primul mesaj ce l-a predicat în Matei capitolul 4, cu care și-a început misiunea, dar este și ultimul mesaj ce îl adresează bisericii în Apocalipsa 2 și 3. Pocăiește, te întoarcete, întoarcete. Cum se face că un subiect așa de important este greu de găsit azi în bisericile creștine? Mesajul pocăinței lipsește. Avem astăzi o altă evanghelie, o evanghelie fără pocăință. Și este o evanghelie falsă, contrafăcută. Evanghelia ce te încurajează să crezi fără pocăință este una falsă. De fapt, unii teologi au mers până acolo încât să spună că omul nu se poate pocăi căci omul este așa de rău că nu se poate pocăi. A făcut atunci Dumnezeu o greșeală, îndemnând oamenii să se pocăiască? A făcut Isus o greșeală când a spus acelor conducători din Apocalipsa să se pocăiască? A făcut Petru o greșeală spunând necredincioșilor la cinzecime să se pocăiască? Nu, n-au făcut. Nu crede toți acei teologi ce vor să te depărteze de Biblie. Isus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul este acela ce te va face liber de puterea păcatului. Ține minte aceasta. Dacă ceva nu te face liber de puterea păcatului, oricât ar suna de bine, nu este adevărul Evangheliei. Țineți minte, Dumnezeu nu ne cere niciodată să ne întoarcem de la ceva ce este bun pentru noi. O, nu, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și orice vrea El să ne ofere este pentru binele nostru. Dacă ne cere să renunțăm la ceva, este ceva ce este rău pentru noi. Gândiți-vă la un Tată pământesc. La ce le spune copiilor Lui să renunțe? El niciodată nu le spune copiilor să renunțe la ceva ce este bun pentru ei. Nu le spune să nu mai mănânce hrană bună, sănătoasă. Nu le spune să nu mai meargă la școală. Nu. Le poate spune să renunțe la prietenii rele și, desigur, la obiceiuri rele. Un tată bun niciodată nu le va cere copiilor lui să renunțe la ceva ce este bun pentru ei. Doar dacă este rău pentru ei. Deci, cum Dumnezeu, care este un Tată cu mult mai bun, să nu ne spună să ne întoarcem de la lucruri care pot să ne facă rău? Lucruri ce pot să ne împiedice să ne dezvoltăm tot potențialul nostru ca ființe umane. Dacă vreți să vedeți tot potențialul pe care l-a vrut Dumnezeu ca o ființă umană să-l atingă, la care să se ridice și să trăiască, îl puteți vedea în viața pământească a lui Iisus Hristos. Așa vrea Dumnezeu ca tu și cu mine să trăim. Acolo, în Hristos, avem un exemplu. Și când văd aceasta, spun, Doamne, vreau să fiu și eu așa. Și mă întorc, asta e pocăința, de la orice descoper în viața mea că nu este așa. Vreau să trăiesc după principiile după care a trăit și Isus. Vreau să mă întorc de la orice este contrar principiilor vieții lui Isus. Aceasta este pocăința. Așa cum am spus ultima dată, atâta timp cât umblăm cu Domnul, primim tot mai multă lumină de la ce trebuie să ne întoarcem. Și când ne întoarcem, putem primi lumină de la Dumnezeu. Aceasta este credință. Pocăința este întoarcerea, credința este primirea de la Dumnezeu a tot ce are Dumnezeu pentru noi. Așa am început viața creștină și așa creștem în viața creștină, deoarece pocăința este ceva continuu. Atâta timp cât ai ceva în tine ce nu este asemănător lui Hristos, tu trebuie să te pocăiești. Toți trebuie să recunoaștem că nici unul din noi nu a devenit încă desăvârșit ca Hristos. Și dacă e așa, atunci toți trebuie să ne pocăim. Aceasta este semnificația versetului din 1 Ioan, capitolul 3, în relație cu a doua venire a lui Hristos. Vorbește aici de o nădejde sigură pe care o avem. Dacă întrebi azi creștinii, care este nădejdea ta? Care este nădejdea ta binecuvântată? Mulți ar spune, revenirea lui Hristos. Dar asta nu-i tot. E doar jumate din ea. Fiți atenți ce spune în 1 Ioan 3 cu 2. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Notați două lucruri aici. El se va arăta și noi vom fi ca El. Și aceasta este nădejdea, spune în următorul verset. Sunt două părți ale acestei nădejde. Una este că Hristos se va întoarce prima jumătate, iar a doua jumătate este că voi fi ca El când se va întoarce. Ai știut aceasta? Este ignoranța adevărului ce ne împiedică să fim liberi. Adevărul, nădejdea binecuvântată, este că Hristos se va întoarce și voi fi ca El. În 1 Ioan 3,3 ,3 spune, Dacă aceasta este nădejdea pe care o ai cu adevărat, te vei curăța după cum El, adică Hristos, este curat. Cu alte cuvinte, te vei curăța până vei atinge standardul sfințeniei Lui. Am văzut în ultimul nostru studiu că cea mai clară definiție a păcatului este orice nu este ca Hristos în viața ta. Dumnezeu ne cere să tratăm păcatul conștient. V-am spus că pocăința este ceva ce se petrece continuu în viața noastră. Dați-mi voie să ilustrez aceasta. 90% din viața noastră interioară nu putem să o vedem. Avem atitudini greșite și suntem ignoranți față de ele. Avem lucruri în viața noastră ce sunt împotriva voii lui Dumnezeu și suntem ignoranți față de ele. Toate aceste lucruri putem să le etichetăm drept păcate inconștiente. 90% din viața noastră nu o vedem. Ce vedem este doar 10%. În această arie unde păcătuim, putem spune că sunt păcate conștiente. În restul de 90%, dacă păcătuiesc și fac asta, și eu, și tu, este păcat inconștient. Când Biblia vorbește despre victoria asupra păcatului, este doar în acea arie de 10% unde avem lumină. Este imposibil să avem biruință asupra păcatului inconștient până nu devine conștient. Cum pot să biruiesc ceva ce nu știu că este rău în viața mea? Nu pot. Deci, trebuie să distingem între aceste două lucruri. Păcatul conștient, și păcatul inconștient. De aceea este așa de rău să judecăm alte persoane. Pentru că dacă cunoști doar 10% din viața ta, cât crezi că cunoști despre alte persoane pe care le vezi odată cine știe când? Mai puțin de 1%. Vedeți nebunia cunoașterii doar a unui procent din viața unei persoane și apoi de a-l judeca? E ca și cum unui judecător îi se dau 100 de pagini de documente a unui caz foarte important. Și citește doar prima pagină și rostește judecata. Un astfel de judecător ar trebui să fie dat afară din tribunal. Și totuși, aceasta fac cei mai mulți creștini. Tu nu știi mai mult decât un procent din viața altora. Dacă ai judecat oameni, a căror viață o cunoști doar 1%, e ca și cum ai citit doar o pagină din cele 100 ale vieții lui și ai rostit judecata. Aceasta arată ce persoană răutăcioasă ești. Deci, cel mai bine este să te oprești din a judeca alți oameni. Dar este o persoană despre care cunoști cel puțin 10% și aceasta ești tu însuți. Deci, poți începe a te judeca pe tine însuți. Biblia spune în 1 Petru 4, dar când vă judecați pe voi, aceasta este dovada, parafrazez eu, că sunteți partea casei lui Dumnezeu. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. 1 Petru 4 cu 17. Și dacă va începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelie? Să folosim o ilustrație. Dacă pui un cub de gheață într-un pahar cu suc de portocale, Poți vedea numai 10% din acea bucată de gheață. Partea aceasta este la suprafață. 90% din acel cub de gheață este înăuntru. Dacă iei un cuțit și tai jos acei 10% din acel cub de gheață și îl arunci, ce se va întâmpla cu acel cub? Știi deja un pic din acei 90% de dedesubt va ieși la suprafață. 10% din cei 90% vor ieși afară. Și dacă iei cuțitul și tai și aceasta, va veni din nou încă puțin la suprafață. Așa ne dă Dumnezeu lumină în locurile din viața noastră ce sunt inițial ascunse. Dacă tratez aceste părți ale vieții mele, care știu că sunt greșite, atunci Dumnezeu îmi dă lumină în viața mea, acolo unde nu am înțeles care este lumina lui Hristos. Aceasta este creștere spirituală. Acel cub de gheață devine mai mic, mai mic și tot mai mic. Niciun cub de gheață nu dispare dintr-o dată. Nimeni nu a devenit vreodată, dintr-o dată, ca și Hristos, nici chiar Apostolul Pavel. Dar sunt sigur că acel cup de gheață în viața lui a devenit foarte subțire, în funcție de cum a răspuns luminii pe care i-a dat-o Dumnezeu. În fapte 24 cu 16, el spune: Îmi dau toate silințele să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acesta a fost unul din cele mai mari secrete ale vieții lui. Odată ce a primit lumină într-o zonă nouă, el s-a pocăit. A căutat curățirea. Deci, vedem că aceasta este calea creșterii spirituale. Pocăința repetată sau constantă. Celălalt lucru ce vreau să-l spun despre pocăință este că pocăința trebuie în primul rând să trateze păcatul interior. Una din marile diferențe dintre Vechiul Testament și Noul Testament este acesta. Vechiul Testament scoate în evidență exteriorul. Noul Testament accentuează interiorul. De exemplu, pe când în Vechiul Testament jerfele erau externe, pe altar, în Noul Testament, jerfele sunt Interne, interioare. În Vechiul Testament, Templul era în exterior, în Ierusalim. În Noul Testament, Templul este în interior. Dumnezeu locuiește aici, în interior. Acesta este Templul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cele zece porunci se ocupau în primul rând cu păcatul ce era în afară. În Noul Testament, în Matei 5 și capitolul 6, Iisus vorbește despre păcatul care este în interior. Aceasta este marea diferență dintre vechiul legământ și nou legământ. În vechiul legământ, sfințenia era în afară. În nou legământ, Dumnezeu vrea să fim sfinți în interior. În vechiul legământ, în cele 10 porunci, așa cum citim în Exod, capitolul 20, din cele zece porunci, nouă din ele se ocupă de exterior. Toate sunt enumerate în exodul 20. Să nu ai alți Dumnezei, să nu faci idoli, să nu iei numele Domnului în deșert, să ții ziua sabatului sfântă. Acestea sunt primele patru. Apoi să cinstești pe tata și pe mama, să nu ucizi, să nu preacurvești să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău. Vedeți, nu zice să nu spui o minciună. Nu este o asemenea poruncă în Vechiul Testament. Este un standard prea ridicat. Dar când mergi la judecată și juri ceva, fii atent să nu spui acolo o minciună și să faci o mărturie mincinoasă împotriva apropiului tău. Minciuna este un păcat, dar ei nu puteau să aibă biruința asupra ei în Vechiul Legământ. Cei trist este că mulți creștini nu au nici azi biruința asupra ei. Deci, vedeți că toate acele nouă porunci se raportau la viața exterioară. Dar când vine la a zecea, Dumnezeu dă o poruncă chiar la sfârșit să testeze câți oameni vor fi sinceri și onești. Această poruncă spune să nu poftești nevasta aproape lui tău. Nu spune să nu apuci nevasta aproape lui tău. Nu, nu. Nu o atingi. Tu doar stai acasă și te gândești la ea să poftești ceva ce aparține aproape lui tău, ceva ce nu e al tău. Poate fi nevasta aproape lui, casa lui, fata aproape lui tău. Orice femeie de pe pământ este sau nevasta aproape lui tău sau fata aproape lui. Biblia spune să nu poftești după o femeie ce nu este soția ta. Deci aici este o poruncă ce nici un om nu putea să o țină. Să nu poftești. Nimeni n-a putut să o țină. Apostolul Pavel spune în Filipeni 3: Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, eram fără prihană. Dar același om spune în Romani 7: Când vine la ultima poruncă, să nu râvnești sau să nu poftești, am găsit toate felurile de pofte în inima mea. El a fost sincer. Aceasta este diferența dintre Pavel și mulți creștini. Pavel a fost absolut sincer. El spune: Am găsit tot felul de pofte în inima mea. Și n-am putut să le biruiesc. Și am strigat: O, nenorocitul de mine! Citim asta în Romani, capitolul 7. De ce a pus Dumnezeu a zecea poruncă acolo, pe care a știut că nimeni nu o poate ține? Pentru că a vrut să-i testeze. După ce oamenii au ținut nouă porunci, el a vrut să vadă dacă vor fi mândri ca fariseii ce spun, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca alți oameni. Ei ar trebui să fie smeriți ca Pavel, ce a spus, Doamne, nu pot să țin această zecea poruncă. Poftesc, invidiez, poftesc, invidiez, tot timpul. O, nenorocitul de mine, cine mă va elibera? Acesta este un duh diferit de Duhul Fariseilor. Iar aceștia sunt cei pe care îi vede Dumnezeu strigând că nu pot ține a zecea poruncă, și pe care Dumnezeu îi va conduce în ceva mai înalt, care este nou legământ. O viață de biruință asupra păcatului. Deci, acesta este motivul pentru care cea de a zecea poruncă este lăsată acolo. Amintiți-vă când Domnul i-a vorbit tânărului bogat. El i-a spus numai de primele nouă porunci. El nu l-a întrebat de a zece. Primele patru porunci se raportau la Dumnezeu, rămânând șase față de om. Și Isus lasă una ce se raportează la om și enumeră doar cinci din ele. Să nu ucizi, Marcu 10 cu 19, să nu prea curvești, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să nu ne cinstești pe tatăl și pe mama ta. Deci cinci. Și tânărul spune că le-a ținut pe toate acestea. Și apoi Domnul îi spune de a 10. Îi spune, cum este cu iubirea ta de bani? Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci, și apoi vino și urmează-mă. Apoi descoperim că nu a ținut-o. Nu a vrut să țină a zecea poruncă. Deci Dumnezeu a lăsat a zecea poruncă acolo să testeze sinceritatea și onestitatea oamenilor. Pavel a fost sincer și onest și a spus, nu am putut să o țin și strig, o, nenorocitul de mine, cine mă va elibera? Și mulțumesc lui Dumnezeu căci prin Domnul Isus se poate. Apoi merge și descrie în Romani capitolul 8, următorul capitol, că legea Duhului de viață l-a eliberat de legea păcatului și a morții. Deci, odată ce a primit lumină, el s-a pocăit. Când a descoperit o zonă nouă a poftelor în inima lui, s-a mărturisit lui Dumnezeu. Doamne, aceasta este greșită în viața mea, vreau eliberare. Oriunde vede Dumnezeu o persoană sinceră, recunoscând păcatul și luându-l în serios, dorind să fie liber de el, strigând la Dumnezeu după har pentru a fi protejat, Dumnezeu îi dă biruința. El îi dă Duhul Sfânt pentru a fi un biruitor. Pocăință după pocăință conduce la o viață de biruință. În Evrei, capitolul 5, versetul 7, se spune despre Isus că El care nu a păcătuit, El în care nu era niciun păcat, a fost ispitit ca și noi, Evrei 4,15, în toate lucrurile. Cum a biruit Isus păcatul? El este exemplul pentru noi. Evrei 5 cu 7 spune că a plâns cu strigăte mari și cu lacrimi către Tatăl ca să îl salveze de la moarte, ceea ce este salvarea de moartea spirituală și de păcat. Și a fost ascultat. Rugăciunile au fost ascultate datorită fricii sale de Domnul, a Evlaviei lui. Aceasta este de asemenea și calea noastră. Dacă Isus nu a păcătuit niciodată, este pentru că El a fost serios în lupta cu ispitele și a plâns cu strigăte și cu lacrimi. Dacă noi ne rugăm în același fel, strigând către Dumnezeu, vom experimenta aceeași biruință pe care El a experimentat-o. Dacă suntem biruiți, este pentru că nu am luat păcatul în serios. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să te binecuvinteze.